Minge fața porții, 1-0 pentru Baia Mare, marchează Sena Diarović în prelungirile primei reprize. L-am criticat pe Relu Stoian cu acele două gafe care puteau duce la deschiderea scorului. Cred că e vina lui și aici. N-a ieșit, iar apoi lovitura de cap n-a fost una grozavă. De remarcat centrarea venită de la Berisha, se înalță Iarović, era în poartă deja, iată-l pe Felu Stoian. Mingea nu plecase din capul lui Iarović și Stoian era undeva la jumătate de metru în interiorul porții. Aș spune că e un rezultat corect, după cum a arătat această prima repriză, iar Buzăul e într-o situație foarte dificilă în acest moment. În prelungirile primei reprize deschide scorul și Politehnica Iași.